Astăzi nu mai sunt ecologiștii, băieții cu veste verzi, ci alții care au adunat lumea cu muzică, cu joc. Puneți-vă citarele jos și reveniți în semicerc. Oana. Spectacol de zăzuliți. Să vedem după ce vine în semicerc ce urmează. Ia uite, o solistă. Oana. Domnule, ce-i scandalul ăsta? Un program artistic. A, deci nu-i scandal. Al primăverii. Așa, s-a adus bobocii. Realizat de către copii de la școlile generale din Turda. Ei fac parte din ansamblu Comori Ardelene și o parte fac parte și din Dacia Casei de Cultură, cei care sunt mai mărișori. E, spectacolul e și în cinstea femeii, o martie, că nu o să avem timp, atunci suntem angrenați în alte activități, în tot în spectacole, că vom participa acolo unde se organizează petrecere de o martie, vor fi o parte dintre copii acolo. Noi vrem să bucurăm sufletele turdenilor, să cântăm și să le cântăm sufletele lor, să le prezentăm ceea ce știm noi să facem, să păstrăm și să transmitem tradiția cântecului, dansului și portului popular românesc. Mulțumesc! Începe să se folosească centrul, zona pietonală, așa cum ar fi trebuit de la început. Da, eu am apreciat chiar la început, dacă n-ați fost aici, vreau să transmit turdenilor care vor asculta sau vor citi în presa, în mass media locală. Am apreciat arhitectura Turzii, acum cu adevărat este pusă în valoare, fapt pentru care trebuie să mulțumim Consiliului Local și Partidului și Guvernului și Viceprimarului. Hai să revenim la copii. Fără ei nu se rezolvă așa ceva.